Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere pentru anul 2022, dar în care investigăm ce fel de dragoste vom avea parte, cum se va manifesta dragostea, partea amoroasă, latura aceasta mai romantică, mai sexy, pe care o avem toți și trebuie să se exprime din când în când, măcar, dacă nu, mereu. Dragii mei, v-am pregătit patru variante, toate dulci. Sper că nu s-a topit nimica, pentru că atmosfera este destul de încinsă. Este cald în cameră. Am reușit să strâng câte 23 de grade, peste 23 de grade. Am și flacără mică, am și flacără mare, da? Și dorința de a veni cu vești bune. În timp ce am amestecat cărțile, veți avea de ales la un moment dat, da? Ia să vedem unde este sceptrul meu. 1, 2, 3 și 4. Dar, până vă gândiți voi, în timp ce amestecam cărțile, am primit un mesaj. Eu cred că este un mesaj colectiv. A venit Regina de Cupe și Echilibru. Cred, simt, Doamne ajută, să am dreptate. Veți trăi și veți vedea până la sfârșitul anului. Nu vă grăbiți din primele luni să trageți concluzii. Totuși, în acest an, dragostea vă va vindeca, va fi o altfel de dragoste, poate nu întâmplător. Am și pus în fundal muzică pentru, cum îi zice, meditație, tantra, sexuality music, ceva de genul acesta. Ideea este că tantra face legătura între corp și suflet, da? Într-o formă sau alta, așa, pe scurt. Poate când o să vorbim mai mult. Tantra nu înseamnă Kama Sutra, nu. Tantra înseamnă dragoste. Și atunci, înseamnă legătura între două suflete. O legătură care vindecă, pentru că Regina de Cupe este doritoare să vindece, să protejeze, să hrănească. Sper, acest mesaj, aceste cărți foarte puternice și evident feminine, să fie de bun augur la capătul setului de cărți, roata norocului. Aceste energii pozitive, era să zic foarte, foarte pozitive, da? Fac parte dintr-un proces de schimbare după o perioadă în care o dragoste adevărată dintre voi și cineva sau cineva care v-a iubit și a avut pasiune pentru voi, și-a dorit atenție, dar nu a exprimat aceste lucruri din diferite motive. Ori din dorința de a fi în echilibru, ori din diferite contracte pe care le-a trăit, experiențe mai mult sau mai puțin neplăcute, pentru că justiția evident că are în talerul ei și injustiția. Și atunci, cine are parte de justiție, cu siguranță a avut parte și de nedreptăți. Deci, o perioadă în care cineva a trebuit să se echilibreze, să-și echilibreze emoțiile, pasiunea, gândurile, acțiunile, toate aceste lucruri au dus la o stare de refuz a iubirii, a voastră sau a lor, sau a cuiva, da? Vorbesc la nivel colectiv. Însă se pare că totuși în subconștient se pregătește colectivul de oameni care vor să manifeste dragostea, se pregătește să manifeste ceva nou, că tot e sfârșit de an și început de nou an, da? Să se schimbe energia înspre, de la 5 înspre 6 îndrăgostiții, dar o să vorbesc pentru că înseamnă mult mai mult 2022 decât această carte. Dar deocamdată totuși ne limităm la dragoste. Se dorește alegerea, o alegere importantă în dragoste care să ajută să ne ajute să ne schimbăm energia în bine, să ne vindecăm, să avem parte de dragoste adevărată, nu doar de sex. Cum de-a lungul timpului societatea și mass media ne-a învățat. Sexul e una, dragostea e alta și mass media ne-a îndepărtat foarte mult de această latură sensibilă și veritabilă, de fapt, a noastră. Din seria cărților sexuale, iar un mesaj colectiv. Marele preot, numărul 5, da? Numărul 5 din care ieșim ca să intrăm în numărul 6 și eremitul. Am spus că cineva nu a arătat dragoste, a privit la dragoste eventual într-un mod ideal, a stat și a meditat la contractele pe care le-a trăit, a meditat la triunghiurile amoroase, la trădări, la iubiri adevărate, la iubiri de duzină, a meditat la această flacără. Cum vedeți aici, personajul nu mai are flacără, dar noi, eu, am adus aici în cameră și trimit înspre voi cât mai multă dragoste și cât dragoste adevărată.
și cât mai multă căldură și trezire. La nivel colectiv, s-a produs o separare. Interesant că în ambele cărți sunt trei persoane, da? Într-o carte, o persoană este cu două și în cealaltă carte, o persoană meditează, de fapt, la perechea divină, da? Cuplu divin, ce înseamnă bărbatul și femeia în unitate, nu separat sau nu separați din diferite motive, de contracte, tradiții sau non-tradiții, în fine. La capătul setului de cărți, judecata, renașterea. Renașterea, după ce, ia uitați, după ce s-a manifestat varianta, după cum arată cărți, regele de spade, împăratul, cinci de monede, cavalerii de bâte și de spade, opt de spade, toate aceste cărți, eu le spun ca pentru cei care știu cât de cât au oarecare familiaritate cu cărțile de tarot, toate aceste cărți îmi arată o energie masculină distorsionată. Energia masculină distorsionată se poate regăsi și la femei. Dar energia masculină distorsionată este cea care refuză dragostea, tratează lucrurile la nivel fizic, da? Încearcă să fie în control, în control fizic, să dovedească cât e de potent, cât e de stecuceritor, mai ales cu cavalerul de bâte și cavalerul de spade, cât e de experimentat, cât e de bun din punct de vedere tehnic, da? Și în paralel cu aceste tendințe negative masculine, negative, că energia masculină poate să aibă și expresii pozitive, da, în paralel, această reținere față de dragoste. Și totuși, ce frumos, apare judecata, dorința de a renaște, de a intra în cuplu divin, după această meditație. Meditație la tradiție, la netradiție, la ce înseamnă să fii fidel, ce înseamnă să nu fii fidel și tot așa, să te exprimi sau să nu te exprimi. Acum o să pun cărțile deoparte și vom vedea ce va apare pentru fiecare. Repet, între timp, până mai amestec eu cărțile, aveți de ales între 1, 2, 3 și 4. Da? Toate gustoase, toate dulci, însă unele cu aromă de portocale, altele cu aromă de mint, de mentă, da, răcoritoare, altele de ciocolată. Aici probabil tot ciocolată cu mentă, nu-mi dau seama ce ar mai putea să fie acel albastru, ce ar putea să sugereze, poate, eu știu, altceva, nu știu, poloneză. Dar, voi în timp ce amestec cărțile, aveți timp să alegeți. Patru variante scurte. Să vedem. Din punct de vedere sexual și nu doar sexual, dragostea, cum se va manifesta în viața voastră. Hai să vedem. Numărul 1. Am și eu emoții pentru că nu știu cum o să fac etalare. Nici mi-am stabilit încă. Da? Ok. Ok. Deci, numărul 1. Okay. Dragostea în 2022. Doamne ajută. Deocamdată a trăit blocaje și însingurare unii dintre voi, probleme în cuplu, financiare, oameni care au avut nevoie de voi tot timpul sau alte blocaje care v-au îngreunat atmosfera de cuplu pentru unii dintre voi. În această perioadă apare regele de monede, că n-am tăiat cărțile, încercați să vă stabilizați, să vă găsiți echilibru, pentru că regele de monede este echilibrat. Posibil unii dintre voi să aveți de-a face sau cineva să se gândească cu aceste caracteristici ale regelui de monede, cineva să se gândească la voi, o persoană stabilă, posibil căsătorită sau dacă nu e căsătorită, e căsătorită cu banul. Dar, am spus că în anul care vine lucrurile se schimbă. Lucrurile se schimbă. Ia uite, da? Diavolul. Apropo de bani, acest personaj trebuie să iasă din energiile karmice. Dacă nu sunteți voi, e altcineva, vedeți, veți trăi și veți vedea. Hai să vedem. Dragostea în 2022. Dragoste. Ah, ce frumos! Yes! Îmi place. Și marele preot. Soarele, marele preot, hai să vedem să fie frumos până la sfârșit, da?
Câte să fie, Doamne, Doamne, Doamne? Hai, 4, dacă sunt 4 anotimpuri. Ok, da? Ar trebui clarificat. Dar o să clarific imediat. La capătul setului de cărți, 3 de monede. Se dorește construirea unei altfel de relații. Uite, 3 de cupe, 4 de bâte. Unei relații armonioase după ce până acum s-a stat în stres, în griji, în nopți pierdute, în luptă, luptă cu impulsurile sexuale, luptă pentru putere, pentru control, da? Acum se dorește reechilibrarea, reconstrucția unei relații frumoase. Acum, adică în anul 2022, pentru cei care au ales numărul 1. Hai să amestecăm. În primul și în primul rând, începeți cu o energie foarte pozitivă și terminați, mai, dar toate cărțile reprezintă trezire. Trezire. Cred că învățați, apare această carte, încă nu am tăiat, apare această carte iar. Cred că învățați din blocajele în care a stat, pentru că 9 de bâte pentru mine reprezintă Chiron, cel care învață din suferința sa. Învățați să oferiți dragoste și să vă bucurați de dragoste. Posibil vine dragostea în viața voastră pentru unii dintre voi. Dar hai să tăiem încă o dată și să clarificăm încă o dată 4 cărți. Ia uite, regina de bâte, frumos, regele de cupe, 4 de cupe și 6 de cupe. Ups. Dragostea în 2022. În 2022 aveți în continuare un personaj pe care îl știți majoritatea, care simte foarte multă pasiune pentru voi, dar este implicat într-o altă relație. Într-o altă relație, posibil căsătorie. Și din cauza aceasta trebuie să așteptați ca acest personaj să se exprime. Pentru că acest personaj încă trebuie să decidă. Încă trebuie să-și facă timp, ori pentru voi, ori pentru a schimba lucrurile și a fi doar cu voi, da? Și e o persoană mai precaută. Acum, după cum arată cărțile, simt că aveți cel puțin 2 persoane în anul 2022. Însă, vorbind doar despre voi, Soarele și Regina de Bâte îmi arată că începeți anul cu o energie pozitivă, n-aș spune de temut, inspirantă pentru toți cei din jur. Și evident, sexuală, pentru că Soarele are și acest roșu, Kundalini pentru mine, da? O energie foarte creativă, care vă va ajuta să vă bucurați de viață și să atrageți, pentru că Regina de Bâte este magnetică și Soarele atrage, dar totul crește în jur, da, când e Soare. Să atrageți în preajma voastră multă lume și atenția multora. Eventual, veți atrage atenția asupra voastră unei persoane care va avea multe emoții pentru voi, Regele de Cupe, și pentru unii posibil să-și dorească acest personaj să fie cu voi, să fie într-o legătură stabilă cu voi, pentru că Marele Preot reprezintă căsătorie. Dar nu vreau să vă faceți iluzii, pentru că am spus, există cineva care în viața voastră e deja căsătorit, chiar dacă are multe emoții, multă dragoste pentru voi, este încă în acest contract și nu poate să arate decât o parte foarte puțin din oceanul de emoții pe care îl simte față de voi. Pentru unii dintre voi puteți să fiți voi aici. Și un personaj foarte atras de voi, cu acest foc, acest soare, această căldură interioară și exterioară și sexuală, da? Foarte atras de voi. Dar voi să vă uitați înspre altcineva către care veți oferi dragoste, dar
Din niște motive, nu, eu simt că acesta este cartea trecutului, da, i-a oferit dragostea și acest personaj a refuzat. De-aia zic, aveți două persoane, două persoane în viață. O persoană e tot timpul cu ochii pe voi și doritoare să vă îmbrățișeze și să împărtășească cu voi tot ce e mai frumos și mai vesel și mai plin de culoare și de viață. Și un alt personaj supărat. Supărat, probabil acasă, care are într-adevăr pasiune, dar nu o exprimă. Pentru că este într-o situație tradițională. Ideea este că voi știți de acest personaj, de-aia zic, eu simt că acest 4 de cupe reprezintă o energie a trecutului. Ideea e că în 2022 presimt, după cum arată cărțile, că acest personaj va hotărâ într-un mod brusc să vină să se împace cu voi. Pentru că 6 de cupe înseamnă împăcare. După 4 de cupe clar înseamnă împăcare, da? Și dacă a fost o separare bruscă la un moment dat din cauza unui fel de a comunica sau dimpotrivă a lipsei de comunicare, că am văzut și eremitul la un moment dat la nivel colectiv, apare acest trăsnet. Separarea în viața acestora să se producă, da? Și să permită împăcarea cu voi. Acum rămâne de văzut, dragii mei, pe cine veți alege. Pentru că despre alegeri voi vorbi într-un alt videoclip care este foarte important. Abia aștept să fac. Să mă așez un pic, posibil că totuși după Crăciun o să-l fac, sau poate, eu știu, rămâne de văzut. Am foarte multe lucruri de spus despre 2022. Deci, două persoane foarte diferite, un suflet pereche foarte sensibil și celălalt nu zic că nu este sensibil, dar este radiant. Depinde de voi ce veți alege în acel moment. Ideea este că aveți două cărți, trei, care sugerează trezirea la spiritualitate, trezirea lui Kundalini, pentru că turnul, da, poate să fie, din punct de vedere sexual, un orgasm exagerat, extravagant, extraordinar. Dar, și atunci, să vă bucurați de întâlnirea cu persoana pe care o veți alege și să aveți niște explozii de dragoste, de exprimare a iubirii și a sexualității, evident. Haideți să vedem din punct de vedere sexual. Uite, roata norocului, lucrurile se schimbă. Din punct de vedere sexual, numărul 1, ce va manifesta? O să mai fac ceva special apropo de, ia uite, 3 de băte. Va veni cineva de la drum, 3 de băte în general de la drum. Trei de băte e o persoană care și-a păstrat această flacără, chiar dacă distanța a fost între voi și voi v-ați păstra pasiunea, doamnelor, pentru acest personaj. Interesant, aveți o legătură specială. Amândoi aveți o panglică, amândoi aveți nu neapărat un semn, poate că unii aveți semne pe corp care vă fac din punct de vedere divin, potriviți unul pentru celălalt, adică sunteți marcați, X trebuie să fie cu Y, ceva de genul ăsta. Eventual, aceste pangli sugerează că aveți niște puncte comune și din punct de vedere sexual, dar și o legătură, da? Panglica leagă. E o legătură care se reformează. Hai să vedem. Marea preoteasă. Între timp, da, în timp ce ați așteptat, au fost lupte interioare, lupte cu cealaltă persoană din spațiul vostru, din spațiul lor erotic, să zic, da, care au fost ținute în tăcere. Nu știți ce s-a întâmplat, dar s-au străduit și să nu fie cu voi și să nu fie cu alte persoane. Hai să vedem. O dată, de două ori, de trei ori. Ați fost spionate, doamnelor, în această perioadă. Dar hai să vedem. Din punct de vedere sexual. Diavolul, mare grijă. Mare... doi de cupe. Vai, ce... Asta îmi place, cartea asta, diavolul. Hai să vedem. Totuși patru. Să rămână patru, da?
Asta e, va trebui să alegeți. Va trebui să alegeți, dragii mei. Da, energia voastră, după cum vedeți, acest diavol pică chiar pe prima perioadă din an în care voi, teoretic, ar trebui să renașteți, să fiți într-o altă vibrație. În cazul în care aceste două cărți, Regina de Bâte, da? Personajul acesta plin de farmec, sexy, da? Vesel. Nu este o altă persoană, posibil, care atrage atenția, posibil, care are un public în jurul său. Deci în cazul în care nu sunteți voi, acea persoană care este absolut obsedată de voi, de întâlnirea cu voi, am zis, există dragoste, dragoste profundă, neexprimată, dorința de a fi împreună, doi de cupe, de a face dragoste, această obsesie nu ține doar de sex, da? Este o persoană potentă din punct de vedere sexual, extrem de doritoare, dar în legătură cu voi își dorește să împărtășească dragostea, nu dependențele sexuale, nu experimentalismul pe care l-a trăit cândva și posibil că l-ar mai vrea din când în când, dar subiectul principal este dragostea acestui personaj. La un moment dat, veți fi puși sau puse în postura în care va trebui să alegeți. Vreți dragostea sau vreți să vă vedeți de drumul vostru, de steaua voastră? Pentru că dacă alegeți dragostea, acest personaj ar vrea, va vrea la un moment dat cu Regina de Monede și Marele Preot să faceți, să transformați această legătură sufletească, sexuală, foarte intensă, dar și profund din punct de vedere emoțional, să o transforme într-o legătură de lungă durată, stabilă. Pentru că, doamnelor, bărbatul despre care vorbesc e la picioarele voastre. Vă adoră și, repet, nu doar că e obsesie sexuală, chiar simte această atingere a sufletului său în prezența voastră. Interesant este că Doi de Monede apare mai spre finalul anului, când, repet, cineva din viața voastră, de care eu cred că știți, se va trezi la o realitate și va dori să fie cu voi. Și atunci va trebui și voi să alegeți și da, 2 și 2, 22, că tot vorbim de 2022. E un an al alegerilor importante în dragoste și nu doar în dragoste. Ce mai simt? Simt că în momentul în care voi intrați în această energie vibrantă, potentă, chiar dacă nu aveți partener în perioada aceasta, repet, veți atrage și vor mai veni și alții datorită, știți voi, feromonilor. Veți transmite un anume miros. Apropo de justiție, interesant. Se va echilibra viața voastră. Se va echilibra. Dacă până acum ați fost refuzați, ați stat în singurătate sau alții v-au refuzat și au fost conflicte, eventual interioare, dar și exterioare, mentale și chiar fizice în viața unora, această confuzie va fi clarificată prin justiție. Se va face justiție, echilibru în viața voastră sexuală, că e casa 8-a sexualității. Dacă este alegerea voastră, dacă veți fi cu cineva care la un moment dat va mai fi încă în contracte căsătorit, veți trăi și veți vedea, sunt alegerile voastre. Pentru că justiția reprezintă pentru mine și căsnicie. Și aveți trei căzi care, da, reprezintă relații karmice. Acum, aveți și suflete perechi. Repet, și cam cu asta termin expunerea. Va trebui să alegeți între un suflet pereche și o relație karmică. Nu zic musai că dacă apare diavolul este relație karmică. Și sufletele perechi pot să fie obsedate de noi, da? Și noi putem să fim obsedate de sufletele perechi, tocmai pentru că este ceva foarte profund și până înțelegem, de fapt, profunzimea acestor relații, ne manifestăm prin obsesie, prin adicții,
Între timp, vindecăm, cum a apărut chiar la mesajul colectiv, vindecăm prin regina de cupe, temperanță. Se va clarifica, oricum, viața în viața voastră sexuală se va echilibra și veți avea parte și de jocuri și de sărutări sincere și romantism și tandrețe și ce mai vreți voi, discuții de la suflet la suflet. Cam atât deocamdată. Mâne de văzut. Ce-o mai fi? Ciocolata aceasta o să mănânc eu. Acum, numărul 2. Până amestec cărțile. Dragii mei, cei care ați ales numărul 2, ciocolata aceasta portocalie, care bănuiesc că e cu aromă de portocale. Dar știți că e chakra a doua a sexualității, a creativității, teoretic, după cum arată ciocolățica, bombonica, ar trebui să aveți, da, uite, cu aromă de fructe. Portocale, mandarine. Ar trebui să aveți o activitate intensă în acest... Iată, trei de monede. Apare trei de monede. Activitate. Dacă sunteți în triunghiuri amoroase, e alegerea voastră. E alegerea voastră. Însă... Întotdeauna în aceste triunghiuri amoroase există un partener care vine cu dragoste sau măcar cu o sexualitate aparte și celălalt, care este, să zic, trădat, are o problemă în exprimare. Altfel n-ar fi trădat, nu? Altfel nu ar fi trădat. Hai să vedem. Numărul 2. Dragostea în 2022. Ia uite, 6 de cupe. Vă întâlniți? Aveți un fost, o fostă care în preajma voastră, eventual vă împăcați cu cineva după o lungă așteptare, 7 de monede. Dar cineva vrea să vină să investească în voi. Are o trezire, asul de spade, vrea să vină înspre voi. Hai să și amestec încă o dată, adică și până acum amestecat de 2 ori, de 3 ori, acum să și tai. 9 de cupe, trebuie să vă iubiți pe voi ca să vi se împlinească dorințele cele mai frumoase, da? 9 de cupe înseamnă împlinirea dorințelor. Este steluța, dar ca să ajungeți acolo trebuie să vă iubiți. 8 de monede, puterea, am zis, din punct de vedere sexual veți fi foarte puternici, rezistenți, de lungă durată, da? 9 de spade și 4 de pâte. Hai să și clarificăm. Luna, deocamdată sunt niște confuzii, deocamdată, la începutul anului. Încă vibrează confuziile, încă sunt niște probleme acasă. Este o răceală din punct de vedere sexual, emoțional, posibil în viața unora, a voastră sau a persoanelor cu care aveți de-a face. Deci este posibil să fie o răceală emoțională acolo cu eremitul și nu doar emoțională și fizică. Cine este căsătorit sau cine este în preajma familiei, a culturii, a tradiției din care vin, să aibă o atmosferă bazată pe fizic, pe fizic, pe financiar și mai puțin pe emoții, pentru că luna în acest caz reprezintă frica de emoții, confuziile emoționale, da? Posibil unii dintre voi v-ați separat la un moment dat în acest an de acest personaj, pentru că am văzut 6 de cupe. E un personaj care vine să se împace pentru unii. Hai să amestecăm. Sau vă doriți voi să vă împăcați cu ei odată? Da, să clarificăm. De 2 ori. De 3 ori. Ia uite, iar apare împăcarea, vedeți? Iar apare acest fost. Fostă. Poate nu e fost fostă, poate este doar un suflet pereche, vedem, care își dorește iertarea. Temperanța, interesant, 6 de monede, 6 de bâte și lumea, interesant. La capătul setului de cărți, 9 de monede.
Am zis că cineva o să vină în viața voastră să se împace, pentru că a fost o ruptură, o separare, o trădare în viața voastră, eventual în viața lor. Dacă acest personaj de care v-ați separat nu a comunicat, s-a retras în sinea sa, s-a retras tocmai ca să separe niște lumi, niște energii și să-și regăsească independența, eventual. Că vă regăsiți voi aici, separați de cineva ca să vă regăsiți independența, posibil și asta. Dar, pentru că nu pot să citesc și pentru cuplu și pentru singuri, să fac atât de multe videoclipuri separate, încerc să spun mai multe variante la fiecare video. Deci începeți anul 2020 hotărâți să vă echilibrați din punct de vedere emoțional, să vă vindecați sufletul, să creșteți spiritual și să munciți în acest sens, aveți echilibru și 8 de monede. Și muncind, veți reuși să vă transformați viața. Veți vedea că se poate să vă abțineți din punct de vedere sexual, tocmai ca să vă mențineți echilibru. Adică nu este o chestie chiar anormală să fiți în echilibru. Nu trebuie să urmați tot timpul impulsul fizic, asta vreau să zic. Nu trebuie să urmați tot timpul impulsul fizic. Aveți două cărți cu numărul 8, transformare intensă. Temperanța, echilibru, vindecare. Și toată această luptă a voastră, cu voi, cu pornirile voastre fizice, da? Dorințele voastre sexuale, eventual față de persoane care poate sunt ocupate sau voi sunteți ocupați și nu aveți timp să le oferiți ce ați vrea voi, să le oferiți, da, satisfacțiile, plăcerile, bucuriile pe care visați și voi ca orice om să le oferiți în cuplu. Și asta pentru că vreți să munciți într-o nouă direcție care va aduce echilibru nu doar în viața voastră, dar și în viața personajului cu care veți fi sau cu care sunteți. Pentru că odată echilibru noi se manifestă și în jur. În cazul în care noi, odată echilibrați, nu ne mai înțelegem cu vechile persoane, asta e, persoanele acelea trebuie să-și caute un alt drum. Dar noi trebuie să ne vedem de echilibrul nostru și de starea noastră de sănătate. La un moment dat, interesant, da, va veni cineva în viața voastră, vedeți cărțile, da? Voi doritori să munciți spre echilibru și vindecarea voastră și creșterea voastră spirituală. Voi doritori să implementați o atitudine sănătoasă în viața voastră sexuală, da? Deci voi sunteți aici hotărâți. La un moment dat va veni cineva în 6 de băte. Vă va atrage atenția, va dori cineva să vă cucerească, eventual, și să vă ofere ce n-ați primit până acum. Aș vrea să trag încă o carte pentru lumea. Încă o carte pentru lumea. Ah, da, spui ceva nu. După confuzii, da? Da, va veni cineva în viața voastră, la fel de hotărât ca și voi, să vă bucurați de o relație reciprocă, da? Și în care să vă oferiți putere unul celuilalt. Acest personaj va avea mult stres în legătură cu felul în care vă poate aborda și vă poate cuceri știind că sunteți puternici, știind că sunteți hotărâți să munciți către independența voastră, știind că vreți echilibru, că vezi lucruri sănătoase, nu aberante. Dacă voi sunteți aici, eventual 6 de vâte, într-un fel sau altul cele două cărți, eu cred că o să vină totuși cineva să vă cucerească, pentru că următoarele cărți, finalul anului, se încheie cu o relație stabilă, o nouă lume și un as de monede.
Da? Deci ceva se va întâmpla. Cineva vine în viața voastră să vă cucerească. Repet, ori să vă scape de acest stres în care intrați, tot muncind, tot transformându-vă, tot vindecându-vă, la un moment dat deveniți preobsedați de această muncă interioară și va veni sufletul vostru pereche, flacăra voastră geamănă, zic așa, flacăra geamănă pentru ghepatul de bâte, da? Pregătit să vă ofere o nouă relație de lungă durată, să vă exprime, să exprime cât de prețioși sunteți, cât de puternici sunteți, că meritați să vă bucurați de un nou capitol în viața voastră, să nu mai fiți singuri, interesant. Dacă voi munciți pentru 9 de monede, pentru independență, va veni cineva și vă va oferi o relație specială și atunci 9 și cu 1, 10, în care vă veți bucura de atracție sexuală, vă veți bucura de hobby-uri similare, măcar câteva, nu neapărat toate, că nu e bine să fie exact ca celălalt, nu? Vă veți bucura eventual de călătorii prin lume sau de o nouă lume, de un nou capitol în viață. Vă veți bucura de apreciere, de cadouri, de multe lucruri și acestea în timp, da, vor deschide capitolul către o relație 9 și cu 1, 10 stabilă, de lungă durată. Poate chiar căsnicie la un moment dat peste niște, eu știu, un timp. Da? Deci așa văd cărțile. Dacă încă unii dintre voi mai simt un mesaj, dacă unii dintre voi încă fugiți în, încercați să vă vindecați de o iubire care v-a provocat, v-a pus în acest triunghi amoros, v-a provocat să vă găsiți puterea, controlul și v-a provocat într-un fel sau altul la creștere spirituală, dar această provocare s-a manifestat prin fuga în muncă a voastră sau a lor. Aici e o chestiune, aici este un trio, posibil pentru unii dintre voi, nu pentru toată lumea. Aici e posibil să fie un trio. Da? Acesta se va rezolva, după cum vedeți, până la sfârșitul anului, printr-o reorientare. Vă găsiți o altă persoană sau persoana care este cu două, în parte, în două locuri, se hotărăște și începe o nouă relație, zic eu, cu voi. Zic eu cu voi, pentru că în cărțile voastre a apărut acest as de monede, această nouă posibilitate, oportunitate, da? Șansă la fericire. Hai să vedem din punct de vedere sexual ce energii veți manifesta în 2022. Evident că etalarea este foarte generală, dar măcar pe la jumătatea anului 2022 o puteți verifica. Din punct de vedere sexual, numărul 2. Prima parte a anului, ia uite, două suflete perechi, va veni un suflet pereche, da, va veni un suflet pereche. Acest personaj vrea să manifeste, citesc așa pe lângă, acest personaj vrea să manifeste, să manifeste o decizie pe care a luat-o sau a luat-o deja de an, din acest an. Repet, ați fost într-un triunghi amoros unii și dacă nu-i triunghi amoros, un personaj a fost. Personajul acesta care... care a luat decizia a avut tendința să fugă de dragoste și să se manifeste mai mult în fizic, da? Fără să pună suflet. Însă în relație cu voi va fi altfel. Va începe să se deschidă. Eventual acest nou de spade să reprezintă stresul lor de a se deschide, de a vă cuceri. Eventual să lase acest nou de spade și să vină deschiși. Hai să vedem. O dată, de două ori, numărul 2, de trei ori, energia sexuală. Da, vine
Vine cineva să se împace, să ofere emoții, romantism, senzualitate, nu doar tehnici sau... 8 de cupe, interesant. Valetul de bute. Iar 8, asul. Ia uite, al doilea as, asul de bute, ce frumos e. Și 8 de bute, foarte frumos, ce mă bucur pentru voi. Da, într-un mod neașteptat va veni. Într-un mod neașteptat. Am spus și arăt cărțile. Pentru unii dintre voi e posibil să fi fost cu cineva sau voi să fiți căsătoriți și plictisiți în acea căsătorie și să doriți nu neapărat să experimentați ceva nou, să... să rupeți niște adicții. Să doriți să simțiți lucrurile altfel, intens, nu... să ieșiți din ritualuri, din obiceiurile pe care vi le-ați făcut în acea căsătorie sau și le-au făcut dacă e o altă persoană. Spun așa și vă rog frumos să nu vă mai exprimați aiurea în comentarii, știți, zic, voi sau ei. Acum, am spus de la început, prima parte a anului se va dovedi necesară echilibrării voastre emoționale. Refuzați eventual pe cineva sau pe oricine vine. Refuzați, după cum vedeți, 8 de cupe, refuză. Nu mai vreți aventuri, nu vreți oameni care stau doar o parte din timp și oferă din timpul lor și altor persoane. Nu mai vreți jumătăți de măsură, nu mai vreți cupe goale sau... și mai rău, pline cu lacrimi. Da? Vă vindecați, vă concentrați pe dragostea voastră interioară, pe independența voastră. Poate cineva va respins, posibil și asta, dar respingerea cuiva vă îndeamnă să vă descoperiți puterea, să vă vindecați singuri și cu îngerii voștri protectori, pentru că e foarte important să ieșim din starea de victimă, să nu așteptăm să fim salvați și să ne salvăm singuri prin relația pe care o avem cu divinitatea, cu îngerii protectori. Vorbesc așa ceva chiar și la capitolul sexualitate, pentru că e necesar. Deci, prima parte a anului, vindecare, muncă și muncă interioară. Cu 8 de cupe mergem spre 9 de cupe, da? Înspre dragoste și stimă față de voi înșivă. Apoi apare acest valet de bâte. Atracția aceasta, valetul de bâte, îl văd pe undeva pe la 6 de bâte. Rămâne de văzut. La începutul primăverii sau la sfârșitul primăverii variază. Apare atracția pentru cineva. Veți vedea dacă e persoană cunoscută sau dacă e o persoană nouă. Dar apare acest as, posibil să fie totuși o persoană nouă. O persoană nouă care se simte atrasă de noua voastră energie, de puterea voastră, da? Pe care o căpătați, cum am spus mai devreme, prin vindecare și muncă intensă, interioară și personală. Acest personaj va dori să vă cucerească, probabil veți avea niște întâlniri, fiind primăvară-vară, vă puteți întâlni natură, acum clar nu puteți, da? Și după câteva întâlniri, în care vă veți descoperi gusturile și vă veți bucura unul de celălalt, după cum arată cărțile, veți manifesta o nouă relație. La început, din punct de vedere sexual, va fi această relație. Intimitatea se va manifesta prima. Veți simți că sunteți, că ardeți cu aceeași intensitate și unul și celălalt, eventual că sunteți flăcări gemene și veți merge mai departe, 8 de bâte, veți urca scara, stairway to heaven, da? Scara către cer, evident, și din punct de vedere senzual, sexual, dar nu doar. Veți manifesta o relație de lungă durată, stabilă, deci nu doar relație sexuală, nu doar conexiune sufletească, nu doar bucurii trupești, ci și stabilitate, un nou capitol se va deschide până la sfârșitul anului în viața voastră.
la capătul setului de cărți am vorbit, da? Lucrurile se vor manifesta posibil într-un mod neașteptat. Voi, concentrându-vă pe munca voastră, veți avea parte de un mesaj sau de o întâlnire cu cineva. Bărbat, femeie, voi știți? Interesant. Pentru unii simt că vă veți întâlni într-un parc seara. Evident că nu veți sări unul pe celălalt, chiar dacă intențiile în subconștient există, dar la următoarele întâlniri probabil că veți descoperi o pasiune comună, da? Și apoi și mai mult. Cam atât deocamdată pentru numărul 2. Îmi place că și numărul 2 are vești frumoase și sper să rămânem în această vibrație pentru toate numerele, chiar dacă vor varia mesajele, pentru că așa e și normal să varieze. Dar hai să vedem. Ce de ciocolățele să mănânc eu, abia aștept, parcă acesta era, da? Numărul 3, da? Ciocolată. Malaga e un loc? Malaga? Parcă e un loc undeva exotic? Iar scrie în poloneză, nu știu poloneză. Da, e interesant, văd violet și verde. Cineva își deschide chakra inimii și conexiunea cu divinitatea și coroana. Posibil unul dintre voi este mai evoluat spiritual și îl ajută și pe celălalt să-și deschide chakra inimii și să înțeleagă că dragostea e dragoste, nu e doar sex, nu e doar experiment trupesc, da, fizic, ci mai mult. Oh, dar cine o fi asta? Ia uite, faetonul. Interesant, faetonul. Personajul faetonul merge către stea, către destinul său. Ce veți experimenta, că încă nu știu, n-a apărut cărțile, face parte sau experimentările anului viitor, trăirile anului viitor, fac parte din destinul vostru. Da, vă vor ajuta să vă apropiați de steaua voastră. Interesant. Numărul 3. Hai să vedem. 2022. O dată, de două ori, de trei ori. Acum să tem eu. Trebuie să alegeți. Sau cineva trebuie să vă aleagă, variază. Vedem. Regele de bâte, că vorbim de sexualitate, 5 de monede. 4 de bâte. Cavalerul de spade. Podron, tron brusc. Te iubesc! Sper. Sper să fie cu declarație de dragoste. Cavalerul de spade e foarte direct, dar unul chiar poate să fie, nu știu, să aibă așa o fel... un romantism de ăsta șocant. Romantismul nu trebuie să fie tot timpul, da, dulce și predictibil, da? Vă treziți cu buchete de flori la ușă, hei, frumos la ușă, da, după ce o perioadă n-a stat de vorbă, a stat cu spatele la voi, eventual. În fine, regele de bâte e interesant. La capătul setului de cărți, spânzuratul, împărăteasa. Ați avut parte de iluzii, dar dorința de a separa iluziile de ideal vă ajută să vă eliberați de tot ce a fost epuizant, tot ce a fost dureros până acum, nu neapărat în anul acesta, ci până acum, și să creșteți energia feminină divină într-un context trist, dar e ca o floare, eu așa o văd împărăteasă în aceste cărți, e ca o floare care iese din crăpături, da? Și crește și face flori, eventual se transformă într-un pom roditor, poate chiar o grădină. Și asta pentru că vă conectați la spiritualitate, vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă, învățați din suferințele, din lecțiile, din trădările trecutului, din iluziile trecutului, da? Și învățând, văzând lucrurile dintr-o altă perspectivă, aveți posibilitatea să creșteți. Unii dintre voi veți fi inspirați în această direcție de o femeie sau un bărbat cu energie feminină în armonie, da? Cu o energie feminină
sănătoasă. Un bărbat, eventual, dacă va fi această împărăteasă un bărbat, un bărbat care vede femeia corect, așa cum ar trebui să fie, nu un obiect sexual, nu un obiect de sau o ființă care trebuie exploatată, da? Hai să vedem, să clarificăm. Clarificăm cărțile pentru numărul 3. Ați fost supărați, 9 de cupe și soarele. Ce energie apare! Ia uite, relație karmică. Ați fost supărați cu cineva, probabil anul acesta, în anii anteriori. Hai să amestecăm cărțile. Dar trebuie să vă eliberați, tot apare 6 de spade, să vă eliberați de aceste ape tulburi, da? Cineva a încercat eventual să vă domine. Dar vă veți găsi echilibru, stabilitatea și persoana care vă apreciază și vă aduce soare în suflet. Da? Nu gheață. Nu gheață. O dată, de două ori, de trei ori, numărul 3. Ia să vedem clarificările care sunt. 8 de monede. 5 de spade. Regina de bute, 8 de spade. Aș vrea să clarific 8 de spade, te rog frumos. Șapte și 8 de spade. Mai dăm o carte pentru acest 7 de spade. Mai dăm o carte pentru cavalerul de spade. Și încă una. Nu, aceasta. Ia uite, asta era. A trebuit să se decide. Am văzut 2 de spade, da? Ce energie la capătul setului de cărți. Moartea și renașterea, marea preoteasă. Nu știu cine sunteți, dar cineva v-a atras într-un mod misterios, v-a atras atenția și v-a, sau poate sunteți voi aceștia, unul dintre voi. Eu o să zic așa, acum vedeți dacă sunteți voi sau o altă persoană. Spun povestea la o anumită persoană, da? Trebuie să o spun într-un fel sau altul. Am zis că am văzut împărăteasa între niște cărți negative. Și am spus că am văzut un personaj feminin sau un bărbat în energia sa feminină superioară. Da? Sau o femeie divină, o persoană evoluată, care inspiră la transformare, inspiră la schimbarea de perspectivă, inspiră înspre credință și înspre eliberarea de relațiile karmice. Dar acest personaj, când a apărut, da, v-a atras atenția în primul și în primul rând sexual. Acest personaj v-a atras atenția pentru că era frumos, atrăgea atenția multor persoane, dar v-a creat confuzie pentru că era mult mai complex. Pe lângă faptul că avea și opțiuni, dar era foarte complex, complexă, da? Femeia divină, marea preoteasă și împărăteasă. Și legătura dintre voi, aceasta foarte misterioasă și confuză din punctul vostru de vedere, repet, poate să fie și invers, ca să nu vă supărați, vedeți unde vă găsiți. Asta ține mai mult de 2021 sau de anii anteriori, da? Acest personaj poate să fie și de 2021. Vine sau a venit, va transforma viața, judecata și moartea, va răscolit, va provocat la schimbări majore sau vă provoacă la schimbări majore. De aceea e foarte, foarte frumos că după această judecată, Judgment Day și moartea, apare soarele. Da? Apare soarele și Regina de Monede. Dorința de a vă eventual de a fi în preajma unor femei, dacă sunteți bărbați, unor femei radiante, valoroase,
de a vă bucura de stabilitate, dar în alt context, nu în contextul trecut, în care pentru această stabilitate trebuia să mergeți prin frig, prin ceață, nu. În această viitoare stabilitate, vă veți bucura de energii, de momente de energie, da? De energia dintre voi doi, vă veți bucura de sexualitate, vă veți bucura de emoții. Nu veți mai fugi de emoții. Unul dintre voi, rămâne de văzut care sunteți. Dacă sunteți bărbați, dacă sunteți femei, dacă sunteți căsătoriți, necăsătoriți, da? Acum, e o poveste, am spus-o deja. Încercați să o recunoașteți, dacă nu o recunoașteți, se va manifesta la un moment dat în surdină, în subconștient sau nu neapărat subconștient, în planul 2-3 din viața voastră. Această influență benefică într-un context destul de contradictoriu, de provocator. Acum, începutul anului începe, se manifestă prin dorința de a munci și de a fi independenți. Bărbați, femei, nu contează, da? 8 de monede și regele de pute. Dorința de a fi independenți și dorința de a vă transforma, de a vă transforma viața sexuală, pentru că 8 e casa 8-a. Posibil, iar, pentru unii, casa 8-a, voi muncind, la un moment dat, muncind, apare un personaj care vă atrage atenția, cum a spus mai devreme, la început, din punct de vedere sexual. Și în ce sens vă atrage atenția? Vă va trezi această energie, că tot vorbim de sexualitate, pe care ați, energie sexuală, pe care ați reținut-o datorită responsabilităților pe care le aveți, dorinței de independență, dorința de a face bani, dați niște motivații, da? Care v-au făcut, bărbați, femei, să vă rețineți energia sexuală sau să o folosiți în alte scopuri, să zic, financiar. Pentru că energia sexuală e energie creativă și chakra a doua, care reprezintă sexualitatea și a creativității. Deci, prin această chakra puteți să generați proiecte creative, financiare și așa mai departe. Înțelegeți? Sper că înțelegeți. Deci, cam așa începeți anul. Ori vine cineva și vă trezește această energie, după ce voi erați la muncă, vă trezește dorința de independență, da? Dorința de a manifesta altceva. Și această transformare, această inspirație care vine pe o cale, bărbat, femeie, variază, da? Va produce niște conflicte, 2 de 5. Dacă sunteți într-un cuplu, voi sau ei, veți avea probleme de cuplu. Veți avea argumente acasă sau cu cine veți mai fi. Da? Interesant, aici sunt două persoane în frig, aici sunt 3 persoane care se ceartă. Unul are victoria, altele rămâne de văzut ce au. Deci, intrarea unei anumite personalități în viața voastră va produce conflict și probleme. Însă, la un moment dat, această energie trezită va dori să fie împărtășită, da? Apare regele și regina de bâte, cuplu divin. Într-o relație stabilă, frumoasă, armonioasă, plină de pasiune, 4 de bâte. Veți înțelege că voi sau ei, zic voi sau ei, poate că amândoi trebuie să înțelegeți, că această atracție care există între voi nu poate fi negată. Nu poate fi negată. Nu poate fi negată, nu puteți să fugiți, nici voi, nici ei, nu puteți să fugiți la infinit de această atracție, de acest magnetism. Trebuie să-l înțelegeți, trebuie să vă găsiți lumina. Și să înțelegeți, nu doar lumina, nu doar pasiunea interioară, trebuie să înțelegeți că această atracție face parte din destinul vostru, da? Și este necesară să vă înțelegeți dintr-o anumită perspectivă, iar casa a opta și a sexualității, în care poate ați fost îngrădiți în anumite programe mentale negative sau v-ați legat de cineva cu tendință de victimizare. Sunt multe variante. Oricum, atmosfera în care ați fost până acum cu cineva nu a fost tocmai frumoasă. Nu întâmplător, divinitatea, steaua, da? Destinul
vă aduce față în față cu cineva care vă face, mai efectiv, vă pune pe jar. Da? Chiar dacă voi munciți, simțiți acest ton de erotism în voi și în preajma acelei persoane. Și repet, nu veți mai putea la un moment dat, nici anul ăsta, nici anul viitor, să fugiți și să vă simțiți legați în aceste programe. Va trebui să vă dezlegați aceste programe, să le înțelegeți, să le analizați. Și asta o faceți eventual într-o perioadă de tăcere. Poate că și anul ăsta ați avut tăcere față de cineva. Voi știți dacă e o persoană care vine din anul trecut, anul ăsta sau, da, care va fi trecut, da, în câteva zile? Veți vedea. Ideea este că până la sfârșitul anului se va înțelege cu acest eremit toată această fugă de dragoste și de pasiune și de sexualitate, evident. Se vor înțelege blocajele pe care ni le punem uneori chiar noi în calea destinului și în calea expansiunii. Da? Și în momentul în care se va înțelege acest lucru, se va exprima într-un mod neprevăzut, șocant, șocant de sincer, dragostea, dragostea adevărată. Nu doar pasiunea, da? Nu doar pasiunea. Că sunteți voi, că sunt ei, că cine o fi, cineva va exprima dragostea. Am zis, ce spune acest cavaler de spade? Am spus de la început că spune un te iubesc. Te iubesc că în pofida blocajelor. Am înțeles blocajele, am trecut de blocajele, vreau să sar. Cavalerul de spade este foarte fain, varianta sa pozitivă, este foarte fain. Trece peste toate obstacolele. În momentul în care înțelege, pentru că varianta sa pozitivă, cavalerului de spade, este că este determinat să exprimă un adevăr. Dar că adevărul la care ajunge este că vă iubește, va recunoaște, da, m-am mințit, te-am mințit, am fost blocat în programe sau blocată, da? Vreau să fiu împreună, vreau să fiu împreună, nu să stau cu spatele, vreau să stăm față în față. Și între noi, în această flacără imensă care suntem noi doi, flăcări gemene, da? Între noi doi, să fie și acest ocean de emoții. Și uite așa, să creăm ceva stabil, uite, soarele. Energia masculină simte nevoia să se stabilizeze. Rămâne de văzut pentru cine am citit acum, despre un bărbat, despre o femeie, pentru unul, pentru altul, despre și veți vedea. Pentru mine, în principiu, e cam clar, dar fiind o etalare generală, exprimările sunt cum sunt. În fine, hai să vedem din punct de vedere sexual. Veți manifesta. Nu pot să-mi cronometrez timpii pentru fiecare număr. La unul vorbesc mai mult, la altul mai puțin. Variază. Foarte interesant. Fiți atenți. În momentul în care vă veți găsi flacăra geamănă și, sau sufletul pereche, persoana aceasta cu care vreți să vibrați la unison, va veni o persoană geloasă să vă spună că vă iubește. Aveți mare grijă, aici avertizare, aveți mare grijă, analizați persoana, da? Pentru că e o persoană aici invidioasă că voi vă găsiți fericirea. Că ei au fost părăsiți. Mare grijă. Mulțumesc mult de inspirație și, da, puteam să închid și să uit, că uneori mai uit și eu să spun, da. Mare grijă cine vine. Dar, în principiu, cavalerul de spade, în energia sa bună, e fain. Și atunci asta înseamnă că va încerca să vă blocheze 9 de monede printr-o declarație de dragoste, posibil falsă, să vă blocheze fericirea, exuberanța, sexualitatea, ca să vă face să vă simțiți vinovat, ca să vă lege, da? Analizați cu mare grijă. Eventual mai veniți, mai ascultați una alta, că mai primiți așa mesaje. Hai, o dată, de două ori. Ce frumos! Lumea, îl pun deoparte. De fapt, o pun, că e o carte. Lumea. Mai, cineva, da. A zis că e o tăcere. Sunteți într-o separare de cineva. Sunteți într-o separare. Posibil să fie și distanță, posibil să fie și atitudine defensivă, dar lucrurile se vor schimba într-un mod neprevăzut. Am zis neprevăzut, dar de la început, da?
turnul și cavalerul de bâte. Veți fi furați sau furate, nu știu, veți explora aspectele voastre pe care nu le-ați mai experimentat până acum. Veți întâlni un personaj care va fi totul pentru voi și voi veți fi totul pentru ei. Că sunteți bărbați și veți adora o femeie, la maxim veți trăi ce înseamnă, veți ști ce înseamnă să adori o femeie. Da? Invers, o femeie care este adorată și care își iubește și adoră bărbatul, da. Veți simți și voi această dragoste totală cu cineva. Hai să vedem. Energia sexuală. 4 de cupe. Lăsați pe cineva în preajmă. Iau, interesante, 2 ori 5 de spade. Conflicte cu cineva. 8 de cupe. Da, începeți un nou capitol. Și 8 de monede. Cu care am și început. Aș vrea să clarific această lume. Ia, la capăt. Da, 3 de spade. Vor fi dezamăgiri. Da? Vor fi. Pentru că apare o altă persoană. Iar, este o persoană, deci, că sunteți voi căsătoriți și apare ispita, dar ispita asta face parte din destinul vostru, tocmai ca să vă descoperiți. Și nu doar sexualitatea, dragii mei, veți descoperi multe. Era totuși împărăteasă, da? E un personaj care înseamnă lumea pentru voi. Iar 8. Iar transformare. Da? 4 de cupe. 4 de cupe înseamnă oferta unei iubiri, tentația, da? Apariția unui personaj, repet. Și voi tot încercați să vă uitați în curtea veche, ori în job, ori în relația pe care ați trăit-o, da? 5 de monede, 5 de spade, cu probleme, ne-am obișnuit să luptăm împreună, să tragem împreună, că așa trebuie să tragem, da? Nu știu dacă e normal. Până când, da? Ideea este că, probabil că la un moment dat partenerul va simți că apare dragostea, se înfiripează, vă veți îndrăgosti. Și partenerul va simți, eventual, va fi gelos, pentru că îi veți respinge sau poate ei vor respinge, da? Se va respinge vechiul, mai devreme sau mai târziu se va respinge vechiul, pentru a permite munca într-o nouă direcție. Pentru a permite romantismul. Și pasiunea, e un trandafir aici, da? Și pasiunea. Și atmosfera plăcută acasă, în care poți să fii vulnerabil, dar nu ți-e frig, nu te ceri, stai frumos, în căldură, vulnerabil, la o cafea, la un ceai, martini. Ce dor mie de martini! Da. Și asta e. Totdeauna suferă oamenii care vor să vă aibă egoiștii, da? Hai, vreau să-mi clarifici lumea. Ia să vedem lumea. Ah, extra! Mai ați văzut? Mai, deci nu se poate. Perechea voastră divină, flacăra voastră geamănă, fugiți de ea, dar n-aveți cum să fugiți la infinit, la maxim, era să zic. Mai, deci nu vine să cred în fața voastră, am tras cartea, da? Împărăteasa. Păi, când apare un asemenea bărbat sau femeie, întreaga lume a voastră pare deja insipidă, incoloră, inodoră. Și ce mirosuri, da? Și ce arome frumoase, măi, că e Venus și e sexy și sunt feromoni și e și kundalinii, da, feromoni aceia frumoși, nu? Kundalini, se trezește kundalini, am zis, sexualitatea. Dacă sunteți bărbați care ați avut o viață normală de bărbat, veți întâlni, dacă n-ați întâlnit-o, veți întâlni acea femeie care vă face să fiți bărbați, să vă simțiți bărbați. Adică bărbați în sensul frumos al cuvântului, nu cuceritori, nu niște masculi care își fac și datoria din punct de vedere, da? Mai, să simțiți că sunteți totul pentru acea femeie și femeia aceea e totul pentru voi. Și invers, femeilor, da? Femeilor, fetelor, veți întâlni acel bărbat special care vă onorează, vă protejează, vă inspiră, vă instigă, da? Vă ridică
și va duce înapoi pe pământ ca să construiești ceva, 8 de monede împreună. Frumos, mă bucur că am clarificat lumea. Chiar trebuia, sunt două lumi, pentru că sunt două lumi total diferite. Vedeți? Ce cărți sunt aici și ce cărți sunt aici. Frumos, mă bucur și pentru voi, că trebuia. Trebuia să se întâmple, pentru că este totuși anul cu o vibrație venusiană, printre multe alte vibrații despre care o să vorbesc. Este o vibrație venusiană, frumoasă, puternică, tentantă, dar alegerile sunt grele. Și începem, dragii mei, de fapt sfârșim acest an cu alegeri importante. Felul în care alegem să trăim acum la sfârșit de an ne va stabili oarecum energiile pentru anul care vine. Hai să vedem acum. Mă, ce de și tot ce de bombonele să mănânc. Numărul 4. Cei care ați ales numărul 4. S-a făcut o oră și ceva, da? Ce văd aici? Prima chakra a stabilității, nevoia de stabilitate. Chakra inimii, iar dorința de a... Dorința sau... De a vă deschide sufletul și de a avea o nouă viziune despre viață, despre dragoste. Cu albastru, albastru, chakra a ochiul al treilea. Al treilea ochi, de fapt. Original, interesant! Va fi ceva... Veți trăi ceva original. Ori voi sunteți original, ori persoana pe care o întâlniți este foarte originală. O dragoste intoxicantă după o perioadă de tăceri, de amânări. Vai, dar ce... Pfui! Ce pare mai aici? Soarele, cavalerul de monede, 10 de cupe, deci fericirea, persoană determinată să materializeze această fericire, 9 de cupe, 10 de cupe, spânzuratul, da, o nouă perspectivă. Haide! Deci, măi, că sunteți voi obsedați să vă manifestați, să realizați fericirea fericirilor în anul care vine, că e altcineva hotărât să vă cucerească și să fie cu voi. Deja salivez. 4 de bâte. 4 de bâte, flăcări gemene, suflete perechi, rămâne de văzut ce veți trăi. Ah, 9 de monede. 7 de spade. 4 de cupe. Hai mă că ce pusem frumos. Și luna. Lasă că le clarificăm. Da, faetonul. Faetonul. Da, vrei să ieșiți din niște relații karmice care vă țin pe loc. După cum vedeți, vreți să vă găsiți dragostea față de voi și să mergeți într-o nouă direcție. Ia să vedem. Că sunt niște probleme deocamdată și vor mai fi și la anul câteva. Hai să clarificăm. Să clarificăm pentru numărul 4. Iată. A apărut cineva. Iar... Cineva fuge de dragoste pentru că știe că dragostea aceasta aduce conflicte. Și atunci, ca să nu aibă conflicte, fuge de dragoste, fuge de bucurie. Dar nu e normal. Nu. Ia uite, trebuie să decidă. Voi sau altă persoană, voi știți. Am văzut dragostea aceea intoxicantă. E atât de puternică încât, dacă n-ați trăit-o, veți trăi și veți vedea cum e. Veți spune că e reală, că nu-i sănătoasă, că nu-i bine, că lasă mai bine fără dragoste decât așa, că e prea dragoste. Hai, mai este că clarificăm o dată, de două ori, de trei ori. Ia uite, trebuie să o luați la zero, da? Trebuie să riscați într-o nouă direcție. Da, trebuie să fiți nebuni în dragoste. Nebuni în dragoste, dragii mei. Steaua, ce frumos în sfârșit, o carte faină. 7 de bote. 5 de spade, măi. Și, oh, ce frumos, regele de cupe. Măcar, da. La unii sunteți căsătoriți, că sunteți regi de spade, persoane raționale, da? Sau aveți în preajmă un rege de spade, o persoană rațională care a întâlnit dragostea, dar știe că această dragoste aduce conflicte și atunci preferă să nu facă nimic, să fugă. Da, asta e, n-are ce să facă, nu o să poată să fugă nici acest personaj la infinit. Și dacă fuge... O să regrete toată viața. În fine.
Nouă de bâte și stea. Începeți anul cu niște blocaje, dar nu e ceva nou, numai să nu vă tremure inima când spun blocaje, pentru că deja ne-am obișnuit cu blocajele, cu restricțiile, cu lockdown-urile, da? Nu mai zic de alte situații în viață. Însă, marea diferență este că aveți steaua în preajmă. Ori un personaj care vă inspiră, ori conexiunea voastră cu divinitatea, ori dorința voastră, determinarea nouă de bute, foarte determinat. Să stați în picioare, nu contează, și să vă vindecați. Vă doare capul, vă regați la cap și stați în picioare. Da? Și asta face parte din procesul de vindecare. E o luptă cu voi înși, vă să vă vindecați. Repet, posibil cineva să vă inspire, să stați în picioare, să vă păstrați pasiunea pentru viață, chiar dacă. Există o distanță între voi și cineva. Vi se pare destinul cam greu de atins. Dar ideea este că nu trebuie să fugiți. Nu trebuie să fugiți de destin. Veți avea în anul care vine, nu să separ eu cărțile, în anul care vine, veți avea conflicte cu niște persoane invidioase. Va trebui să învățați, să refuzați, să învățați să puneți ziduri personale față de cei care vă mint. Va trebui să învățați să luptați și să nu fugiți. Ia uitați ce energie conflictuală, da? Cu cât fugiți de ceva, cu cât sunteți mai defensivi, cu atât vă creați voi probleme. Da, întotdeauna vor fi probleme, dar în ce sens? Nu poate să fie pace și armonie tot timpul, dacă asta căutați. Nu se poate. Nu se poate. Viața ne pune în diferite situații tocmai ca să ne descoperim curajul, determinarea, înțelepciunea, dorința de a ne descoperi destinul, de a nu trăi o viață monotonă, banală, comună. Suntem în era vărsătorului, apropo de vărsător, da? Și sunteți chemați să vă înțelegeți emoțiile. Nu are legătură cu era vărsătorului, are legătură cu voi. Spun că aveți luna și regele de cupe. Până la sfârșitul anului va trebui să vă înțelegeți emoțiile, să nu mai fugiți de ele. Fugiți de cei care vă mint, de cei care vă blochează, de cei care vă vorbesc urât sau vă păcălesc sau vă atrag în direcții nepotrivite. Dar aș vrea să și clarific. Aici, la numărul 4, întotdeauna când fac 4 numere, 4 e mai, nu știu, sau ultimul număr întotdeauna e mai altfel. Am spus că vreți să vă mențineți stabilitatea unii dintre voi, regele de spade și 10 de monede, chiar dacă aveți în preajmă o nouă dragoste. Dragostea aceasta vă creează confuzii, dar și conflicte. Și ca să nu vă luptați, preferați unii dintre voi să fugiți. Evident că poate să fie și invers, poate o persoană căsătorită care nu vrea să se implice în relație cu voi pentru că asta trebuie să se lupte. Și de ce să se lupte? Dacă poate să nu se lupte, da? Aș vrea să clarificăm 7 de spade. Ia uite, eremitul, da, iar e fugă înăuntru, fuga de... Este o analiză. Această fugă este necesară, dar depinde unde fugiți. Nu să fugiți în alte grădini, în alte spații, ci să fugiți în voi, să vă regăsiți. Să înțelegeți unde vă păcăliți. Aici e o confuzie emoțională, peste care va trebui să treceți și pe care va trebui să o, repet, lumea aceasta voastră emoțională, dragostea, trebuie înțeleasă altfel, că am tot văzut spânzuratul. Dă și pe 7 de bâte.
Ia uite, 7 de puteri. Distanța dintre voi și cineva vă provoacă. Persoana predestinată vouă este la distanță și simțiți că această distanță este un blocaj. Dar blocajul acesta este necesar, repet, ca să fugiți în voi, nu de dragoste, nu de persoană, da? Să fugiți în voi, în eremit, și să găsiți steaua în voi, lumina și pasiunea în voi, care vă va conecta la persoana predestinată, care va crea oportunități. Va crea oportunități de cucerire și de avansare a situației. Clarificăm 4 de cupe. Și 5 de spade. Da. Probabil că voi deja sunteți în tăcere. Deja simt că nu comunicați cu persoana pe care o știți la distanță. Unii s-ar putea să o știți, să intuiți că e predestinată, dar din cauza distanței, repet, vă impune tăcerea, se manifestă fuga, se manifestă trădarea, durerile. Da? E o trădare, ceea ce 10 de spade poate să fie și involuntar. Dar sunt convinsă că la acest 10 de spade mai apar și alte discuții, invidioși, influențele negative, exterioare, vorbele, bârfele altora, da? Care vă influențează în această poveste. Dar e frumos că la un moment dat, după această analiză, veți înțelege că trebuie transformat ceva, cum puteți să cuceriți și cum puteți să cuceriți în primul și în primul rând, cum puteți să vă cuceriți destinul, cum puteți să vă transformați viața, să ieșiți din tăcere, din însingurare, din autosabotaje, din jongleriile mentale ale altora și influențele lor negative, cum puteți, prin încheierea acestui ciclu. Gata, 10 de spade, se va încheia și veți dori să renașteți. Clarificăm luna. Împăratul. Mai dăm o carte pentru acest împărat și această lună. Echilibru. Echilibru uneori sugerează și împăcarea. Până la sfârșitul anului și judecata înseamnă împăcare. După cum vedeți, povestea e foarte intensă, foarte dramatică o văd, dar nu în sensul acela al... E o dramă mai degrabă interioară care se consumă în voi, nu în exterior. Nu e o dramă extrovertă. Până la sfârșitul anului, cu judecata și echilibru, vă veți echilibra și împăratul peste lună, vă veți echilibra emoțional, evident, vă veți găsi stabilitatea interioară, vă veți domina fricile, vă veți înțelege emoțiile și veți dori eventual altă persoană, dacă nu sunteți voi, să vă împăcați, să renașteți, în primul rând să renașteți din toată situația asta și să... Regele de cupe, aș vrea o carte pe regele de cupe. Ah, ce frumos! Da, să manifestați un nou stadiu în această poveste. Pentru că simțiți această dragoste extraordinară, excepțională și degeaba este dragoste, știu că e distanță, dar veți manifesta ceva nou. Cu această stea, nu cu cei de aici din mijloc, da? Deci va fi un an transformator, bine, cam pentru toți, dar interiorul vostru se va transforma. Interiorul vostru și mentalul vostru și programele în care ați trăit se vor transforma într-un mod dramatic și veți trăi până
la sfârșitul anului veți fi determinați să manifestați vindecare de poveștile anterioare și întâlnirea cu acest personaj predestinat vouă. Mai dăm o carte, totuși, pentru finalul de an. Da, veți înțelege, vă veți vindeca. Veți avea parte de relații sănătoase, de o pasiune sănătoasă, de o dragoste echilibrată, vindecătoare. Am spus de la începutul etalărilor la nivel colectiv, Regina de Cupe și Temperanța, vor fi iubiri care vindecă. N-avem cum să mai rămânem în energiile anilor anterior, da? Hai să vedem din punct de vedere sexual, erotic. Pentru că aici, în acest număr, sunt niște traume emoționale și mentale atât de vechi, încât bănuiesc că vă afectează viața și intimă, sau măcar cu... Da, v-a afectat. Da, veți dori să manifestați asul de spade și regina de monede. Veți dori să manifestați o nouă relație echilibrată, stabilă, cu persoane corecte, stabil. Am zis de două ori stabil. Cu persoane valoroase, care se respectă, care nu mint, care nu trădează. Asta înseamnă dragoste față de sine. Da? Veți dori să vă dezlegați. Pentru mine asul de spade nu înseamnă sex experimental, nu. Altceva înseamnă. Înseamnă dorința de a vă dezlega de toate aceste spade, de toate aceste jocuri mentale sau chiar adicții sexuale, dar pe cale mentală sunt aceste adicții. Ia uite, la capătul setului de cărți, doi de cupe. Da? E un suflet pereche, patru de bâte, care în preajma voastră vă... Vă șoptește de la distanță, nu știu, cuvinte de încurajare, cum să rezistați, nouă de bâte, cum să căutați, vă inspiră, în ce direcție să mergeți, cum să vă găsiți echilibru, ia, odată, de doi, de trei ori, șapte de cupe, deocamdată visați la acest personaj, chiar dacă... Oh, diavolul. Interesant, a apărut și la numărul 1. 10 de monede. 10 de cupe? Și 9 de bâte. Am senzația că blocajele, uitați că aici se termină cu exact 9 de bâte, blocajele care sunt în calea voastră cu persoana predestinată, vă adaugă, vă fac și mai pasionali. În momentul în care vă veți întâlni, asul de bâte, temperanța, da? Regele de cupe și tot ce am spus acolo și împăratul, veți descoperi cât de compatibili sunteți, cât de fericiți puteți să fiți. Am zis că sunteți predestinați, 2 de 10 și diavolul deja creează o obsesie, sau mai bine zis, nu o obsesie, să fac diferența între energiile karmice și cele darmice. O intoxicare. O intoxicare din punct de vedere emoțional, erotic, senzual, da? 10 de cupe și 10 de monede. Și asta pentru că voi doi, voi și încă o persoană, ce-mi vine în mie acum, în minte, îmi șoptește intuiția ceva? Sunteți foarte buni prieteni, chiar dacă n-ați apucat să vorbiți foarte mult. Este o prietenie între două suflete. Este, am văzut doi de cupe mai devreme, sunteți, puteți să fiți vulnerabili în fața acestui personaj. Dar pentru asta va trebui să rămâneți în picioare, să vă luptați, să încheiați, uite, alt 10, 10 de spade, să încheiați cu programele mentale negative.
Sunteți foarte bun prieten. Să iei un citat din Rumi. Sufletul meu și sufletul tău sunt foarte bun prieteni. Sunt prieteni de la facerea lumii. Ceva de genul acesta era citatul. Bine, în engleză. Am citit de ani de zile. Interesant că la capătul setului de cărți aveți Marea Preoteasă, 4 de monede. Ia uite, va fi o separare. După o perioadă de tăcere într-un mod neașteptat, va reveni pasiunea. Pasiunea aceasta la care țineți. Și pe care nu o arătați, pentru că dacă nu o arătați voi sau altă persoană, rămâne de văzut pentru cine citesc. Este din cauza că aveți mulți invidioși și aveți multe lupte de dat. Multe blocaje de dărâmat în calea acestei iubiri. E o mare iubire. O mare iubire. Interesant ce mai văd. Pentru unii posibil să aveți de separat două energii, două tipuri de satisfacții fizice. Veți înțelege prin acele remiți și prin acele lucruri. Satisfacție, diferența între satisfacția pur fizică, orgasmul acela pe care l-ați căutat unii dintre voi sau poate ei, rămâne de văzut pentru cine vorbesc, sunt două tipuri de satisfacții. Pur fizică, 10 de monede și diavolul, pe care posibil unii dintre voi sau din ei, oamenii cu care aveți voi de-a face, le-ați trăit, le-au trăit până acum, și satisfacția mentală și emoțională, 10 de cupe și asul de spade. Da? Care vă oferă o altfel de stabilitate. Regina, e o regină, nu 10 de monede, da? E o regină. E o persoană care trebuie onorată. Persoana următoare va trebui, o veți onora, nu că va trebui, o veți onora pentru că veți înțelege ce înseamnă prietenie, ce înseamnă satisfacție emoțională. Să vă umple sufletul, nu doar trupul de plăceri, ci și sufletul. Și mintea. Să aveți o comunicare sinceră, da? Care oferă stabilitate, înțelegere, echilibru mental, da? Vindecare, 4. Da? Spada taie, produce răni prin manevrele mentale pe care le poate manifesta, dar spada poate să și vindece, să curețe, să taie legăturile karmice, să curețe rănile acelea și programele acelea negative, da? Și nu doar atât, nu doar atât, interesant, e o latură întunecoasă și una luminoasă, una care, foarte interesant, cuvântul reflectă latura noastră negativă sau latura noastră pozitivă. Cred că aici, în a doua poveste, sau în această stea care se va manifesta până la sfârșitul anului viitor, cu greu, dar e o luptă interioară, mentală în primul rând și fizică. Aici o latură pozitivă. Aici gândurile manifestă varianta lor superioară. Așa simt. Deși, repet, cu persoana viitoare puteți să aveți cu aceea satisfacții fizice, însă acelea vor fi pe locul 2. Satisfacțiile principale vor fi emoționale și mentale. Nu zic că nu veți simți plăcerea și fizic. Încercați să faceți diferența, da? Dar nu va fi doar fizic. Va fi și mental, și emoțional, și spiritual. Atingerea acestei persoane vă vindecă și vă aprinde. Vedeți că este cald, da? Produce căldură în corpul vostru. Diferență foarte mare. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, sper că ați înțeles și vă veți găsi poziția pentru că sunt energii. Și o etalare colectivă. Și chiar dacă vorbesc despre voi, cei care ați ales un număr, nu pot să spun chiar exact care e X, care e Y. Care sunteți voi, care sunt ei, da? Voi vă găsiți poziția cu mult discernământ. Nu așteptați scenarii, nu așteptați să vă pună cineva viața pe tavă, pentru că viața vă faceți voi. Cam atât. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și la mulți ani. Vă pup, numai bine, bucurați-vă de dragoste și de un sex sănătos. Pa, pa! Pa!